Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bine ne reîntâlnim în ultima parte a Dimineților cu Plus. Continuăm cu revista presei de pe Digi24. Aflăm mai multe informații în legătură cu oligarhii ruși care și pentru care traiul în străinătate a fost mult timp o chestiune firească. Au cumpărat iahturi și vile în zone precum Beaulieu-sur-Mer de pe Riviera franceză. Acum genul acesta de viață se apropie de sfârșit după ce Uniunea Europeană a impus sancțiuni rușilor bogați. Guvernul francez a început să le confiște iahturile, proprietățile de lux și alte bunuri, însă nu toți localnicii sunt încântați. Vile de lux ascunse în spatele zidurilor, unele aparțin oligarhilor ruși, iar care au legătură cu președintele Vladimir Putin. Ca urmare a sancțiunilor recente, autoritățile franceze și-au îndepărtat atenția asupra acestora. În trecut, mulți agenți imobiliari de pe Riviera franceză au profitat de pe urma bogaților și clienților ruși, dar lucrurile s-au schimbat. Bacite sunt ucraineni care vin la agenție. În ciuda faptului că sunt rusoaică, cer sfaturi sau caută un apartament. Din păcate, nu mai avem nimic de închiriat. Totul este ocupat, spune un agent imobiliar. Alții sunt îngrijorați în ceea ce privește viitorul agenției imobiliare. Este supărat, de exemplu, pe guvernul francez și spune că este greșit să fie secretate clase. Citez. Mare parte din locuitorii de aici sunt ruși. Datorită lor avem de lucru. Vom suferi cu toții din cauza asta. Nu cred că sancționarea rușilor este cea mai bună modalitate de a-l opri pe Vladimir Putin, de a opri atacul asupra Ucrainei, spune un alt agent imobiliar. Această vilă cu vedere la Mediterana aparține probabil unei familii din Rusia. Lucrările de construcție sunt în curs de desfășurare sub supravegherea unui arhitect rus. Două magazine rusești vând vodcă și caviar, dar zona nu îi atrage doar pe cei foarte bogați. Aici locuiesc pe tot parcursul anului și aproximativ 20 de familii obișnuite din Rusia. Citez, e bine, avem o mulțime de prieteni ruși, spune un localnic. Citez, fiica mea merge la școală, are prieteni ruși, merge la ei acasă să-și facă temele, spune o altă femeie de origine asiatică. Agentul imobiliar spune că în urma sancționării clienților săi, la urma urmei, mulți ruși se opun războiului. Citez, mă tem că sancțiunile nu vor ajuta prea mult. Nu toți oamenii care au proprietăți imobiliare în Franța îl cunosc pe Putin, nu toți sunt apropiați ai Kremlinului, de multe ori sunt oameni de afaceri, medici, oameni de știință, actori, cântăreți, spune agentul imobiliar. Proprietarii de vile pot apela la justiție dacă le sunt sechestrate locuințele. Între timp, autoritățile franceze par hotărâte să pună în aplicare sancțiunile impuse de Uniunea Europeană. Da, e o discuție destul de complicată aici. Bine, vezi că în tot ceea ce privește situația din Rusia și Ucraina, depinde din ce zonă vine știrea. Existând foarte multe, foarte multe și fake news-uri și informații transmise, greu de verificat, transmise astfel încât să influențeze o anumită parte sau alta. Nu este foarte clar că acțiunea Federației Ruse a determinat o coalizare, o întărire a unității în cadrul Uniunii Europene, inclusiv ceea ce a condus la luarea acestor măsuri care vin să sechestreze sau să blocheze fondurile oligarhilor ruși. Acum să fie clar înțeles că oligarhii ruși sunt oameni care apropiați lui Putin și apropiați serviciilor de Rusia. Este un lucru foarte clar. Că aceste discuția este dacă, în ce măsură acțiunile asupra acestora din statele occidentale va determina o mutație sau nu în atitudinea lui Putin. E greu de spus aici. Cert este că, atenție, într-una din ultimele lui apariții, Putin chiar i-a condamnat pe oligarhii care s-au obișnuit doar să mânce caviar, deși caviar se produce în Rusia, așa, și care trăiesc mai mult pe afară. Da? Ceea ce dovedește că deja au venit semnale puternice din zona asta a oligarhilor ruși, susținătorii de lui. Că nu prea am auzit de oligarhi care să nu fie agreați de Kremlin. Hai să fim serioși. Pe de altă parte, putem fi siguri că acele averi imense nu au fost câștigate tocmai licit și în marea lor măsură s-au bazat pe prețul foarte ridicat al produselor energetice, gaze și petrol și celelalte pe care rușii le-au
le-au dat, din asta s-au făcut, le-au vândut la export, din asta au făcut aceste averi imense. Oricine a fost afară știe că, într-adevăr, cei care trăiesc pe picior cu adevărat mare sunt în primul rând rușii, și în Londra, și pe Riviera Franceză, și la Monaco, și unde vrei și unde nu vrei, da? Sigur că de pe urma lor trăiesc și unii de acolo, amărășteni, nu? Că ăla care are dita mai vila, ăla și cu piscină, cu tot, are nevoie de unul să-i tundă gazonul, are nevoie de unul să-i curețe piscina și așa mai departe, da? Sigur, ei se duc și cumpără haine de ultralux, ai văzut că până și Putin era îmbrăcat pe deasupra vestei antiglonți cu o geacă de 12.000 de euro. Opa! Nu? Deci consumatorii sunt consumatori, ăștia oligarhii sunt consumatori al produselor de lux europene, sunt consumatori al produselor exhaustive, cumpără iahturi, cumpără proprietăți, mașini și așa mai departe. E chestia asta, în momentul în care li s-a limitat, va crea și acolo o anume presiune, de altfel pe asta s-a mizat în principal, o presiune asupra actualului regim de la Kremlin. Și probabil că va avea și ceva efect. Bine, acum deja ne aflăm într-o etapă ulterioară în care la nivelul Uniunii Europene se propun măsuri și mai drastice privind chiar limitarea intrării mărfurilor rusești în Uniunea Europeană, că americanii deja au luat această decizie și sigur că taxele vamale vor da o grea lovitură economiei rusești. Se pare că doar așa, doar din interior, Putin, după 22 de ani în care practic a fost ca un țar, că modelul ăla feudal și perfecționat de stalinism, știi, cam acolo ne aflăm, nu? Vezi că Putin se luptă cu naziștii, nu? Deci e uluitor, după cât timp, în ce condiții, în condițiile în care președintele Ucrainei este de origine evrească, știi, dar el se luptă cu naziștii și cu... Deci aici ne aflăm. Se poate, deci probabil că nebunia lui Putin nu mai poate fi oprit decât din interiorul Rusiei. Și atunci toate aceste măsuri, pentru că ai văzut ce nebunie, ce a fost la noi la mâncare, dar acum s-a liniștit, la Rusia nu s-a liniștit. Nivelul de trai foarte, să nu uităm că Rusia, în ciuda importantelor resurse pe care le are, are un PIB vai și amar de mama lui. Deci în Rusia nu se trăiește bine. Sunt câțiva oligarhi ăștia, oamenii lui Putin, ei trăiesc prost și vor trăi tot mai prost cu toții. Că prețul va fi plătit și de lumea occidentală, categoric. Pentru că, da, ăla nu va vinde mai puține geci de 12.000 de euro, da? Se vor construi mai puține iahturi, că ăștia nu mai cumpără. Vor cumpăra mai puține produse de ultralux. Da, asta este un preț pe care trebuie să-l plătească toți pentru a opri această tragedie, această demență a unui război de ocupare pe care Federația Rusă l-a pornit împotriva unui alt stat, bun sau rău, cum o fi el, că și ucrainele aveau probleme lor cu corupția, aveau și ei oligarhii lor, să nu uităm, deci hai să fim serioși. Dar ăsta e prețul pe care lumea civilizată va trebui să-l plătească pentru a limita și a opri această aberație care înseamnă agresiunea Federației Ruse împotriva statului ucrainean. Am asistat în ultima perioadă la discuții în privința lui Vladimir Putin, mai ales prin faptul și prin prisma modificărilor de personal din jurul acestuia. Am fost modificați generali, au fost unii arestați, alții și-au dat demisia și așa mai putem miza pe ei, că ar putea să facă o schimbare? La un moment dat, el tot în momentul în care această frică, această paranoie, bine, să nu uităm că în Rusia Sovietică, în Federația, actuala Federație Rusă, s-au purtat chestia asta cu otrăviri, cu execuții și așa mai departe. Deci Putin se teme și de umbra lui în momentul de față și cred că are și motive să o facă. Au fost vehiculate chiar nume pentru succesori. Actualul director al FSB-ului, Serviciile Secrete din Rusia, este unul dintre aceștia, nu? Îți dai seama că lucrurile acolo și e normal, au reușit ei să
să țină în întuneric și să dezinformeze o populație uriașă, da? Prin mass media, prin așa, dar au rămas la acele metode. Ai văzut că au arestat 3 sau 4 mii dintre cei care au protestat față de război. E destul de puțin, 3 sau 4 mii, și prin zonele civilizate, prin Moscova, prin zonele în care lucrurile merg altfel. Dar formal, așa cum se văd lucrurile, am văzut că ei se află încă la ca pe vremea mitingului făcut de Ceaușescu în 20 decembrie, nu? Deci pe acolo se află. E greu de văzut în ce măsură presiunile puse asupra economiei rusii vor determina o revoltă. Mai foarte probabil că lucrurile astea să fie cunoscute și să-i fie aduse la cunoștința lui Putin, că există clar o nemulțumire, pentru că puterea de cumpărare a scăzut, nu sunt alimente, nu sunt alea. Deci la un moment dat zice, stai bă, dar ce facem aici? Nu mai vorbesc de libertate, asta e deja o chestie cu care rușii s-au obișnuit să nu aibă. Și asta de mult, așa, nu? Că era și vorba aia, o tiranie ca în Rusia. Da. Asta este situația. Eu cred că procesul ăsta va fi natural, până la urmă 22 de ani la conducere este mult prea mult, se vede limpede că este mult prea mult și cred că în perspectiva nu foarte îndepărtată, regimul Putin își va încheia perioada la conducerea Rusiei. A, că vor veni alții cam la fel, asta e altă discuție. Dar întrebarea este când se va întâmpla asta și dacă chestia asta va putea să limiteze tragediile acestui război care este cumplit în primul rând pentru poporul ucrainean, dar în egală măsură și pentru poporul rus, că și de acolo au murit destul de mulți. Da. Și pe mine mă anunță regia că am ajuns la finalul Dimineților cu Plus. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. În continuare la TV Plus Regional putem să urmărim pastila de sănătate. Suceava într-un minut, horoscop și alături de profesorul Petru Tomegea, Învață Românește. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. O zi frumoasă. La revedere.